Samsara poate arăta atractivă pe din afară, dar trebuie să vedem otrava dinăuntru. Când medităm asupra celor șase tipuri de suferință, este important să tragem o concluzie fermă. Când ne dăm seama că nimic în samsara nu este stabil, că nimic nu ne poate satisface și că datorită faptului că nu realizăm asta, sărim de la un corp samsaric la altul, trebuie să ne hotărâm să facem tot ceea ce putem pentru a rupe acest ciclu și să nu fim niciodată înșelați de falsa ispită a perfecțiunilor samsarice. Dacă nu ne angajăm să perseverăm în meditația noastră asupra suferinței samsarei și asupra altor subiecte la mrim, nu vom putea să ne aducem înțelegerea la un nivel în care să ne afecteze viața. Și prin urmare, vom fi întotdeauna controlați de atașamente și de alte afecțiuni mentale. Înțelegerea noastră va rămâne la nivelul cuvintelor seci și nu ca sentiment în inimă. Avem nevoie atât de o înțelegere intelectuală bazată pe studiul aprofundat al lamrimului, cât și de o practică puternică de meditație care să ducă înțelegerea noastră dincolo de intelect la experiența reală. Pe măsură ce progresăm, constatăm că înțelegerea îmbunătățește meditația, iar meditația îmbunătățește înțelegerea. La început poate fi greu, dar va deveni din ce în ce mai ușor. Falsul sentiment că relațiile pot fi stabile, permanente și satisfăcătoare, promisiunea goală că bunurile pot aduce fericirea durabilă, încrederea greșită în corp ca sursă de plăcere senzorială, va trebui să vedem că acestea sunt capcane și să nu ne lăsăm înșelați de ele. Și atunci, când prietenii devin dușmani, când bunurile ne dezamăgesc și când vine timpul să ne părăsim trupul, vom face față acestor situații fără grijă sau teamă. Vom înțelege că nu suntem separați de fericirea reală, permanentă, ci de sursa suferinței.